Salut, sunt Marius, adică Bogatul, și acum voi analiza în câteva minute blogul Go Get It cu adresa http://g0getit.blogspot.com. Este vorba despre un blog al unei blogărițe din Timișoara care are o temă destul de interesantă, însă titlul acestui blog, când dau click pe titlul acestui blog, nu mă duc ce era butonul de home, și rămân pe aceeași pagină, ceea ce nu este recomandabil. Îmi place tema, este potrivită pentru o fată, să zicem, însă este prea închisă la culoare. Fontul de culoare gri deschis este destul de greu de citit pe fonduri de culoare gri închis. Așadar, recomand măcar ca fundalul să fie alb și fontul să fie negru. Și pe lateral să rămână aceleași culori, dacă e practic autorii să păstreze aceeași temă. În părții laterale se găsesc două bannere, înaintoas mascota, arhiva, ce reprezintă câteva bannere și statistici. Oricum, în ceea ce privește conținutul, pot spune că îi lipsesc din nou și acestui blog categoriile, ceea ce nu este greu de recomandat. Însemnările sunt destul de puține, până în acest moment sunt 16 doar. Primul post a fost postat pe data de, nu știu exact de ce dată, pot spun că în iunie. Mie, dar nu găsesc exact data, pe 19 iunie, da? 19 iunie a fost postat primul post pe acest blog, deci este înțeles că asemnările sunt destul de rare. Câteva posturi interesante sunt Timișoara, oraș de 5 stele, în care sunt arătate 5 obiective turistice ce merită văzut în Timișoara. Este vorba despre o reapșă care a fost de curând la modă, nu de curând, mai de mult. Blogul și acum a ajuns și la acest blog, însă recomand autorii să posteze mai multe fotografii, deoarece văd că știe să și recomentează destul de bine și sunt și fotografii interesante. Alte însemnări sunt despre blogosfera, despre câteva videoclipuri, despre bărbatul care a născut și despre ultima însemnare este despre cei care servesc prețul vieții, adică și care iau pastile ca să se repească și se îmbolnăvesc de diverse boli. Eu aș putea spune mai multe lucruri despre aceasta, însă mă rezum la acest review. I-aș recomanda autorii acestui blog să scrie ceva mai des, deoarece în ultima vreme posturile sunt în medie de 1 la 2 zile și nu este prea bine, de aceea nu este preurmărit. Cred că acesta este principal motiv. De asemenea, recomand să posteze categoriile în partea dreaptă, să organizeze posturile pe categorii și să scrie ceva mai multe asemenea personale, deoarece cred că ar fi foarte interesante în soții de poze, mai ales. Așadar, îi recomand să scrie mai multe posturi asemenea și mai dese și să adauge categorii în partea dreaptă a blogului. Fiind un blog nou, nu prea am prea multe de spus, de aceea o să urmăresc și o să mai analizez blogul pe parcurs, și o să-mi spun părerii despre schimbările care au avut loc. Așadar, acesta este blogul review-ul blogului GoGetIt și aștept părerile voastre despre acest review.